s-a înălțat. Dragi lăpoșeni, bine v-am găsit. Părinte, bine ați venit aici la monumentul eroilor din Lapoș, le-am zis noi, Lapoș și Dărmăneasca, bine v-am găsit. Astăzi, pe lângă înălțarea Domnului, sărbătorim și Ziua Eroilor. Ziua Eroilor Români, indiferent pe ce câmpuri de luptă s-au jertfit și în ce războaie s-au jertfit. Să nu uităm să le ridicăm o rugăciune, să le aprindem o lumânare, să spunem pentru ei, Dumnezeu să ierte și să-i odihnească acolo unde sunt, pentru că datorită jertfei lor, astăzi noi suntem ceea ce suntem, suntem o nație demnă, suntem români, trăim într-o țară liberă și jertfa lor a făcut ca generațiile de după primul și al doilea război mondial să poată trăi într-o țară liberă. Tot datorită jertfei lor, astăzi avem posibilitatea să privim acești frumoși copii care trăiesc și se dezvoltă în familiile lor, într-o comunitate normală, cu dorințe, cu speranțe și cu, eu știu așa, mulțumirea că ceea ce au făcut înaintașii noștri n-au făcut-o în zadar. Vă propun, Părinte, să facem astăzi o slujbă de pomenire a eroilor noștri, nu înainte de a asculta imnul de stat al României.
ceremonialul religios. Vă rog, părinte. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cela ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivenise și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule ziditorule, fă o dignă, Doamne, și sufletelor adormiților robilor tăi, că spre tine nedejdea și-a pus spre făcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine zi și liman te avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care le l-ai născut născătoare de Dumnezeu nenuntită, a credincioșilor mântuire. Pomenește, Doamne, sufletele robilor tăi, odihnește, Doamne, sufletele robilor tăi. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, pe mare mila ta, rugăm uneți, auzi-ne pe noi și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluie, miluiește. Încă ne rugăm pentru digna sufletelor adormiților, Dumnezeu, eroi și ostași români căzuți pe toate câmpuri de luptă, morți pentru apărarea patriei și a credinței noastre românești, și eroi parohiei Lapoș, Simeonescu Dumitru, Simeonescu Gheorghe, Ardeleanu Gheorghe, Arpinte Mihai, Florian Spiridon, Bulgarul Ion, Bulgarul Ion, Florian Gheorghe, Florian Toade, Florian Constantin, Mocanu Vasile, Mocanu Ion, Ardeleanu Constantin, Simeonescu Dumitru, Simeonescu Gheorghe, Simeonescu Constantin, Munteanu Constantin, Munteanu Vasile, David Constantin Olaru Gheorghe, Solonțanu Simeon, Ardeleanu Alexandru, Constantin Neculai, Florian Simeon, Munteanu Vasile, Simeonescu Constantin, Mocanu Luca, Surățelul Ioan, Bogasiu Petre, Abuzatu Gheorghe, Mocanu Vasile, Florian Pandere, Mocanu Ion, Vajdoveanu Ștefan, Mocanu Vasile, Anganu Simeon, Mocanu Gheorghe, Simeonescu Costică, Văcărașul Mihai, Simeonescu Dumitru, Bogasiu Neculai, Bogasiu Petre, Agosa Vasile, Buzatu Gheorghe, Florian Simeon, Simeonescu Constantin, Solonțanu Simeon, Moise Vasile, David Constantin Ardeleanu, Sandel Stoian Vasile, Moise Constantin, Mocanu Neculai, Aileni Gheorghe, Alupii Dumitru, Fota Ion, Constantin Ion, cu tot neamul lor ce a dormit, și pentru casă li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepte se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dărit viața lumii tale însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților rugă tăi, eroi și ostași românii parohiei noastre și a tuturor eroilor și ostașilor români căzuți pe toate fronturile de luptă. Odihnește în locul minat, locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul. Ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă pe dânsii Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu pe acest pământ și să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta-i dreptate în veac și cuvântul Tău, adevărul Domnului, să ne rugăm.
Stăpâne, mult îndurate Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheii împărăției cerurilor, iar după sfântă învierea Ta și de a treia zi cu harul Tău le-ai dăruit lor puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și încercate de dânci pe pământ s-au legat și tot așa să fie dezlegate și încercate de dânci pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin iubirea Ta de oameni ne-a învrednicit și pe noi smerite și nevrednici robii Tăi preoți să fim moștenitori aceleași pe sfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți prea bunul împărate, prin mine smeritul și nevrednicul Tău preot slujitor, iartă adormiților răblătei ce s-au pomenit, orice au greșit în această viață și le iartă lor toate câte au păcătuit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, dezlegându-i de legăturile puse în orice chip asupra lor, cu care ei însă din mânie sau din altă pricină oarecare s-au legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la preu, sau de la altcineva au spiritul necare ca aceasta prin invidia și lucrările diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurate Doamne, ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veac au bine plăcuție, iar trupurile lor să se dea firii cele zidite de tine. Că binecuvântat și prezăvitești în vecii vecilor. Amin. Cu sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților, robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, și viață fără de sfârșit. Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Preacucernice Părinte, binecuvintează! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunea preacuratei Maice sale, cu puterea cinstită de viață, făcătoare Sfinte Cruci, rugăciunea Sfinților Lăudaților Apostoli, ale preacuvioșilor de Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, rugăciunea Sfântului Dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți cu ale tuturor Sfinților Săi, sufletele robilor Săi, pomeniți eroi și ostași români, în corturile drepte să așeze Sfântul Abraham, să odihnească și cu drepte să numere iar pe noi, să ne miluiască ca un bun de oameni iubitor. Într-o fericită adormire veșnică, odinăfă, Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi, pomeniți! Și revelor, Doamne, veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Veșnică lor pomenire! Și revelor, Doamne, veșnică pomenire! Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Dumnezeu să iertea pe noi, să ne miluiască ca un bun și de oameni viitor. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Domnule primar, dragi enoriași, iubiți credincioși, Hristos s-a înălțat. Iată un salut care ridică mintea și inima și sufletul creștinului și a românului alături de porțile raiului. Cu binecuvântarea lui Dumnezeu, cu dragostea domniilor voastre și cu osteneala domnului primar, astăzi aducem aceste rugăciuni frumoase și le înălțăm către Bunul Dumnezeu pentru cei care au adormit întru Domnul, dar au lăsat această frumoasă și sfântă moștenire, pământul acesta al nostru liber românesc. Ziua aceasta de înălțare a Domnului este o zi specială pentru că se înalță și sufletele lor către rai. Eroi și ostași români, părinți, frați,
bunici, tați, moși, strămoși, poate chiar și femei, au plătit cu sânge această sfântă libertate. Datoria noastră este întâi și întâi de a nu uita jertfa lor, apoi de a ne aduce aminte de exemplul lor ca să-l urmăm. Atunci au fost vremuri foarte tulburi. Aceștia pomeniți aici pe acest monument și în alte monumente eroice, sfinte, sunt făclii ale neamului nostru care ard într-o aducere aminte a ceea ce au făcut ei pentru noi. Să țineți minte lucrul acesta, că va veni vremea când și noi va trebui să dăm acest concurs al dragostei de Dumnezeu, de patrie, de limbă și de neam. Și de pământul acesta românesc pe care stăm astăzi și-l folosim. De aceea mă bucur că în această sfântă și frumoasă zi ne-am adunat aici, în mica noastră parohie, la acest monument închinat eroilor acestui sat, ca să-i pomenim și să le spunem că nu i-am uitat și suntem alături de ceea ce au făcut ei și vom încerca și noi să facem pe cât posibil să păstrăm moștenirea pe care ne-au lăsat-o. De aceea vă rog ca să nu uitați momentul zilei închinate eroilor neamului nostru, pentru că ei sunt sfinții netrecuți în calendare a fiecărui parohii. Aceasta este zestrea pe care noi avem aici și fiecare parohie, fiecare sat, fiecare comună, fiecare oraș îl are. Este o zestre neprețuită, cu o valoare inestimabilă, dar ea se poate pierde atunci când vom uita cu totul de ceea ce a fost în trecut. Să dea bunul Dumnezeu ca să nu trăim vremurile acelea, dar dacă le vom trăi, aduceți-vă aminte de imnul pe care l-ați auzit mai înainte, care se cheamă imnul țării. Este un imn al biruinței, este un imn al dragostei de patrie, este un imn de jertfă și de sacrificiu. Cei care au plecat și sunt pomeniți astăzi și-au dat viața cu pieptul înainte și cu fruntea sus, nu le-a fost frică de moarte. Din păcate, astăzi trăim vremuri în care o parte dintre noi ne este rușine cu numele de român și plecăm din țara asta spunând că nu avem pentru ce să mai muncim sau să trăim aici. Aduceți-vă aminte de pământul acesta plin de sânge sfânt și doar pentru mormintele părinților și a strămoșilor noștri avem pentru ce să rămânem aici, să muncim, să viețuim și să luptăm. Avem aceste odoare neprețuite. Prin dragostea și osteneala Domnului Primar, parohia noastră s-a învrednicit și ea de a avea în posesie acest deosebit monument. E o mare cinste. Multe parohii n-au, cu toate că au eroi și ostași români pierduți în lupte pe fronturi. Dar iată că noi ne-am învrednicit de acest lucru, de aceea avem datoria de a-l păstra cu grijă, de a-l cinsti cu dragoste și cu smerenie și cu respect și de a ne aduce aminte de exemplu acesta al fraților noștri în trecut. Astăzi ne rugăm ca Dumnezeu să-i așeze acolo în rândul sfinților și să ne aducă și nouă o lumină în sufletele și în inimile noastre și în mintea noastră românească, să ne trezească, așa cum spune și imnul, deșteaptă-te române, ca să putem viețui împreună, să ne rugăm împreună, să ne creștem copiii și nepoții împreună și să ne apărăm pământul acesta sfânt și frumos împreună. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Mulțumim, Părinte, pentru frumoasa slujbă și pentru predica deosebită. N-aș avea multe de spus decât, ascultând aceste nume din pomenicul pe care l-a citit Părintele aici, fiecare dintre noi ne regăsim într-un fel sau altul. Fiecare din cei care locuiesc în acest sat
au un nume pe acest pomenic. Străbunicii noștri sunt cei care se regăsesc pe acest pomenic, nu sunt alții. Sunt sânge din sângele nostru sau noi suntem sânge din sângele lor. Nu sunt alții, nu sunt veniți din altă parte, ci sunt cei care cu 100 de ani în urmă erau ca noi. Erau niște ființe vii, erau frați, tați, părinți, erau niște oameni care se bucurau de viață și au lăsat tot ce au avut mai scump, tot ce au avut mai drag, mulți, poate soții cu copii mici, alții nici măcar nu erau la vârsta de a se căsători și au plecat să apere aceste ținuturi. Mulți dintre ei nu s-au mai întors înapoi și iată că îi găsim pe aceste pomenice înscriși cu litere de aur în rândul eroilor neamului. Sigur că noi, cei care n-am prins acele vremuri grele, tratăm de multe ori cu indiferență sacrificiul lor. Tratăm, poate, cu neștiință sacrificiul lor. Dar cei, puțini sau mulți, care astăzi ne-am adunat aici și care am spus, murmurând în gândul nostru, această rugăciune pentru cei care s-au jertfit pentru țară, cred că ne-am făcut măcar în parte datoria. Știm că pe toate monumentele lor regăsim acea scriere foarte frumoasă și pătrunzătoare. Spuneți generațiilor viitoare că noi ne-am făcut datoria. Da, ei și-au făcut-o cu vârf și îndesat. Din păcate, noi uităm atât de repede, poate chiar și pe cei apropiați care au trecut la veșnicie cu un an, doi, trei în urmă. Dar minte cei care au murit pentru a apăra țara acum mai bine de 60, 70 de ani sau 100 de ani. De aceea trebuie să fim veșnic cât ne-o ține Dumnezeu pe acest pământ cu aceste nume în gând. Și ori de câte ori avem posibilitatea să punem un pomenic acolo la biserică sau să rostim o rugăciune în amintirea lor. Dumnezeu să ierte și să-i odihnească acolo unde sunt și veșnic să le purtăm în suflet și în simțiri conștiința vie, pentru că fără sacrificiul lor suprem, acela de a-și da viața, n-am fi fost astăzi noi aici. Și dacă mâine din nou țara ne-ar cere acest sacrificiu, așa cum spunea părintele, mai mult de jumătate dintre noi ne-am ascunde pe unde și cum am putea, pentru că nu mai avem acel curaj, acea demnitate pe care au avut-o strămoșii noștri cu mai bine de 100 de ani în urmă. Am găsit tot felul de povești de a putea scăpa de această sarcină de a ne apăra țara. Revin la tânăra generație și le spun că ei trebuie să devină mai demni decât am fost noi, pentru că noi, generația mea și poate a celor care au trăit înaintea noastră, n-au fost atât de demni cum au fost cei care s-au sacrificat pentru țară. Măcar voi, cei care veniți după noi, să păstrați aceste nume vii în memoria voastră și să predați atunci când veți ajunge la vârsta bătrâneții aceste nume de eroi copiilor voștri, veșnic să amintim de acești oameni ai satului care din simpli oameni au devenit eroi și din eroi au devenit acea, să zic, resursă inestimabilă, acea avere inestimabilă a noastră. Da, ei sunt cea mai mare avere pe care o avem, noi, cei din satul Lapoș, sunt eroii noștri și trebuie să fim demni de ei oricând și în orice împrejurare. Încă o dată, Hristos a înălțat, mulțumesc că astăzi ați venit aici, mulțumesc că v-ați rugat împreună cu noi la monumentul eroilor din cartierul Lapoș. Mulțumesc că ați adus și aceste ofrande în amintirea eroilor noștri. Mulțumesc că sunteți
cu inimile atât cât puteți alături de eroii noștri. O să încercăm încet, încet să ne retragem, pentru că mai avem și alte activități la monumentul din centrul orașului, la Cremenea și mai apoi la Cimitirul Internațional de la Valea Uzului. Încă o dată mulțumesc, Părinte, pentru frumoasa slujbă și predica deosebită. Mulțumesc cadrelor didactice, doamnelor profesoare, doamnei director, copiilor și tuturor celor care ați venit aici. Dumnezeu să ne binecuvinteze frumoasa noastră țară cu multă înțelepciune, cu multă înțelegere și cu acea dorință de a fi mai buni. Mulțumesc! Voi ați fost eroi, voi sunteți eroi, voi veți fi eroi României noi. Pentru a noastră țară ați luptat din greu, pentru a noastră vatră v-ați dat sufletul mereu. Dulcea noastră țară ați salvat-o voi, glorie eternă, dragilor eroi! Eroii noștri sunt stejari și vulturi și flori de câmp, tot câmpul românesc. Când formați o bulgăre de glie, să știți că-i trup din trupul strămoșesc. Iată că speranțele sunt mari și mă bucur că generația care vine după noi e mult, mult mai puternică decât am fost noi. O să rog doi colegi să dăm un pic masa deoparte, da, și o să ne, bine Fănică, o să depunem o coroană de flori. Rog colegul de la pupitru, pe imnul eroilor, să depunem coroană. Haideți și doamnele profesoare
și copiii și noi o să ne retragem. Dumneavoastră rămâneți în continuare, veți mai asculta dacă aveți timp niște cântece patriotice și sigur vă așteptăm alături de noi și la celelalte manifestări.